Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft, astăzi va fi un episod puțin mai special pentru că voi intra pe toate lumile pe care m-am jucat eu și mi-am construit ceva. Gen, aceasta este lumea abonaților. Nu știu câți dintre voi știți, am făcut-o acum mult timp, era lumea abonaților. Aici se ascunde ceva. În fine, o să intru pe fiecare lume pe care am abandonat-o, practic, și o să o distrug, fraților, da, o să-mi distrug absolut toate lumile abandonate, ca să știu că mi-am încheiat sucotelile cu tot ce a fost. O să vedeți că o să intru și pe tărâmul minerilor și o să intru pe mai multe lumi despre care nu știu câți dintre voi știți că există. Așa că haideți să vedem ce putem să-i facem acestei lumi, nu uitați să dați și voi un like acest episod, să strângem 1328 de like-uri și hai să vedem. În primul rând, nu, de fapt hai să o vedem prima oară, deci avem aici și o grădinuță, asta era lumea abonaților aici, făceam doar ce voiau abonații, dar am abandonat-o destul de repede din păcate. Deci avem o grădinuță, niște vaci, avem un nether. Un pe care n-am făcut nimic, uite, nici cuartul nu l-am luat. Da, m-am jucat destul de puțin pe lumea asta, dar există și nu. Și aici mi-am făcut un fel de casă de asta subterană în munte. Mi-am făcut aici scări frumos, pam, pam, pam. Și aici era căsuța mea. Pam! Salutare, găină! Aici avem pătuți, avem un furnal. Aici avem peretele abonaților. Mamă, nici eu nu mai țin minte. Avem chesturile. Și aici avem o cameră secretă, bine, nu e chiar cea mai secretă, dar avem o cameră cu emeralde, diamante și toate nebuniile astea. Și nici nu mai știu dacă mai era ceva. Gen, aici este peretele abonaților, uitați aici, abonațiile. Uite, mă, mai era un loc acolo, leu. Păi, da? de ce să nu o trec eu aici pe mine? Ovi Ovidiu, Ovidiu, Bam, o, o video, o video, 700. Pam, mă trec și pe mine ca să am ce bubuie după aia. Da, nu am lucrat foarte mult la această lume, așa că facem așa, pam 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 pam. Bă, uite-te că nu sunt stare. Bun, probabil o să folosim TNT, orice pot să zic. Flint și nici nu știu. Hai să umplem efectiv de TNT-uri peste tot. Pam 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 pam. Uh, Scuze dacă o să mi se blocheze jocul, dar sper să nu. Nu știu cât de multe să pun. Să pun efectiv peste tot. Vreau să... ne fapt nici nu știu. Mai întâi bubuim aici la subsol, după aia mergem sus și bubuim și pe acolo. Și cam asta a fost cu lumile noastre vechi. Facem loc să... Să creăm noi lumi. Bine, momentan avem destule serii în desfășurare. Și mai de asta nu mai am nevoie de mai multe. Adică nu mai avem nevoie de ăstea. Când va fi cazul o să mai facem noi serii. Hai să facem așa. Stai să punem stone. Hai mă, da, nu pot să cobor din cauza la scara asta. Așa, ca să nu cadă TNT-urile astea. Deși cred că ar trebui să punem mai multe. Vreau să fac o mică mare explozie aici. Mă, sincer, nu mai știu nicio ce lume avem, așa că stați pe aproape, că abia aștept să vedem. Mai sunt câteva lumi pe care nu le-am abandonat, numai că n-am mai postat de mult timp și va trebui să mai postăm. Da, da, da. De exemplu, lumea de hardcore nu am abandonat-o, trebuie să mai postăm. Vreau să termin neapărat. Pam, pam, Lu, cred că mai degrabă mă duc jos, dau foc la ălea și să vedem ce se va întâmpla. Hai să vedem. Uh, da, dacă încep eu de aici, se întâmplă ceva oare? Nu, nu prea pot să bubui lumea asta cum trebuie pentru că n-ai cum. Da, nici... Bă, da, ce mi-a bubuit aici? Stai un pic. A bubuit? A, ah, nu, mi se că a fost un cest, dar nu cred că a fost niciun cest. Dar ăstea am degeaba le bubuim, sincer. Trebuia să le bubui pe toate, era mai bine. Poc, poc. Mamă, ne-am distrus scările, bă. Și aici... Nici nu știu cum să facem. O să încep... De unde să încep? O începem de aici, din capăt. Hai să vedem dacă se și întâmplă ceva. Doamne, ajută să bubuie toate. Ok, 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 ok. Merge treaba. Aoleu! Mamă! Uitați-vă ce s-o ales din lumea mea, bă. Ei, de viața mea, mai rămas câteva bucățele de lemn. Uh, nici nu mai găsesc ieșirea. Uite, pe aici era ieșirea. Bubuim tot, dacă tot suntem, dacă tot am pus să stea. Și începem și pe aici, hai să vedem. Avem vreo șansă să bubuie toate? O, băi, le -o săra, cu scheleton. Nu mă uită că nu au bubuit toate, mă. Pe nu le dăm noi foc? Nu mai punem noi? Dar cum să nu mai punem, dacă da? <laughs> Bun, punem absolut peste tot câte un TNT și trecem imediat la următoarea lume. Nici nu, știu, nici nu, știu care va fi, dar... Va fi. Da, uite, rip și văcuțe, îmi pare rău văcuțelor. Mai punem ultimul aici. Vreau să distrug efectiv tot. Și cam asta a fost lumea abonaților, îmi pare rău. Nu știu sincer, dar... în apă nu bube Nu știu dacă am ratat ceva sau nu, dar asta este. Uite, pe aici, că mai am o construcție ceva. Nu mai știu, în fine. Trecem la următoarea lume. Următoarea lume este o lume în care aveam un mod, mai exact era o barieră, doar că am intrat pe altă versiune de Minecraft și nu știu dacă mai funcționează și chiar dacă mai funcționează probabil s-a dus foarte departe. Adică noi aveam doar un perimetru aici, nu foarte mare, în care ne puteam juca, cam așa arăta unde ne spauna. și mi-am construit eu aici o căsuță frumoșel. La asta cred că o să pot să-i dau foc direct, dăm aici foc, tot focul din lume. Și nu știu dacă mai am altceva construit. Hai să vedem. Am doar o căsuță mică. Așa și așa. <gângă> Cred că doar atât am, am reușit să-mi fac pe lumea asta. Am abandonat-o destul de repede, din păcate. Uite, am minat aici ceva. Uite, bă. a, ok. Da, știi ce se întâmplă? Bă, nu pot să dau foc. Ba da, aoleu, stai așa că nu vreau să iau eu foc. Da, am avut o căsuță micuță. Da, aoleu. Tot mea m am amintit că mai am câteva luni și pe, lumi și pe celălalt Minecraft, așa că stați pe aproape că avem de spart case și nebuni. Cu ocazia asta ne amintim pe cine mai jucat și noi, cam așa arată. Uh, frumos ce pot să zic. Aș putea pune... Ce, ce mai explodează, mă? Nu, no, nu cred că mai sunt alte chestii ca să explodeze. Aș putea pune un TNT pe grădină. Nu aici, pe grădină, am zis. O, o lu direct pe grădină. Și cu ocazia asta mi s-a dus și grădinuța. Salut, frate! Mai pun un TNT să știu că am spar tot. După ce bubui lumile, efectiv o să le șterg. Și gata, rip, nu mai există. O luăm de la început, mama, deci nu mai a rămas nimic în urmă aici. Nu mai ai temele. Următoarea lume cred că este preferata voastră, am intrat pe tărâmul minerilor, fraților, nu este varianta finală când ne-am jucat noi, pentru că aici acolo era un cap de panda, chestia asta nu mai aveam, că mi-a luat foc, peretele donatorilor arăta total altcumva, Ia uite bă, aici am scris X, super tare, Ia uite mă, uite mă cum ne amintim tot ce s-a întâmplat în trecut, asta e căsuța mea. Cred că o să pun niște TNT-uri efectiv în fiecare casă a fiecărui membru și le dăm pe rând. Le distrugem pe rând. Da, vreau să distrug efectiv tot, 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 tot. Pe lumea asta chiar am avut chestii, bă, că chiar am jucat. Am jucat super mult pe lumea asta. Am avut o serie relativ lunguță, aș putea spune. Da, să iau, uite, chesturile mele, bă. Bun, cred că e suficient încât să se spargă absolut tot după ce pun unul de asta, după ce dau foc la unul, adică. Pam, pam, pam. Deci nu mai știu ce mai aveam. Hai să punem și pe afară. Deci umplem. În primul rând casa mea trebuie să o distrug neapărat. După care o să merg la fiecare, la să le să, le, să i distrug casa, bineînțeles. Am avut și noi tărâmul minerilor dacă e. Cam asta au fost. Scările, hai să distrugem și scările, pe păi, da cum? Dar ce e aici, mă? Am avut și scări. Pam, pam. Mamă, ce fain o să arate când o să bubui tot. A, așa ceva. Mai punem, bă, mai punem, uite, un paiangan. Aș pune și pe paianganul ăla. Bun, o să punem și pe aici pe perete. Dar stai să se ducă gen de la, o, de la, un TNT. Să se ducă să se distrugă absolut tot, așa aș planui. Bun. Distrugem și... Stai că mergem și aici. Mergem și distrugem absolut tot. Nu iertăm nimic pe lumea asta. o să șterg oficial, o să și șterg și lumea asta, bă. Ne-am dus. Salutare, lama, Ai fost și tu odată. Nu vei mai fi. mai distrug și pe aici, că trebuie. Așa ceva. Bun. Bă, da, am uitat că spre creative într-o secundă. Doamne. Bun, cred că este suficient. Da, ba, nu trebuie să mai pun și și sus, bă. Ia să mai agățăm noi... A, ah, dar stai că o să cadă pe aici. Uite pe acum, ah, nu. Pe aici, bun. Putem să distrugem absolut tot, păi de acum. Hai că pot să pun dacă e. Uite așa, uite așa. Băi, sper că sunt suficiente, sincer. Hai să-mi distrug prima oară casa mea. Oare pot să-i fac o poză, bă? Că ar merge o poză, sincer. Ia uite ce e aici. Mamă, nici nu știu ce să fac, aș face o poză și n-aș face o poză. Uite, o să fac așa o poză, că nu, nu, mor dacă fac o poză. Îmi dau un flint and steel. Cine se gândea că voi ajunge la un moment dat să fac chestia asta, sincer, acum? Și o să încep, de unde să încep? O să încep de sus. Gata, fraților, asta a fost casa mea pe tărâmul minerilor. Haide, du-te, dică... Ăla-i, ăla, -i, ăla -i, deja nu se mai... Mamă, am dusărit unul. Mamă, mamă, deja cred că o să fie un pic de lag. Asta e viața dacă va fi un pic de lag. Mamă, mamă. Încă bubuie, stai așa. Va Uu, am uitat că avem și aici, nu pot să cred. Păi, dar știi ce înseamnă asta? Bă, creeper, lasă mi pic să pun acolo un bloc, te rog. Știi ce înseamnă asta, nu? A, leu înseamnă că mai avem de bubuit. Deci nu știu dacă mai am ceva, efectiv am uitat de când n-am mai jucat pe lumea asta. Se uită repede, bă. Zombiule pleacă și tot de acolo, gata. Bun, vreau să distrug tot, 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 tot. seama cât o să stau să distrug la fiecare. nu știu dacă o să distrug chiar casa fie că parcă o să-mi prea mult. Sus nu mai are sens să mai punem, e suficient. O să fie niște găuri foarte mari oricum. Mamă, ce s-a întâmplat aici, bă. Haide ma, Așa, mai cu talent Hai că se mai vede ceva, se vede numai lagul Mama, mamă, am lag deja Vai de viața mea, ce gaurul făcut Da, am mai rămas un pic din tavan Super frumos Un pic din tavan și acolo Nu mai rămas din casă nimic în schimb Și un pic din scări Stai cum că mai sunt două, două bombe Opa, cum se mi-aruncă asta din greșeală? <laughs> mă bat tastele Trebuie să rezolvăm și aici, mă, mai rămas un pic din scară, mă. Hai, de fă poc. O dispărut! What? Dubios, în fine, foarte dubios. Cam asta a fost casa mea pe tărâmul minerilor, mă. Să spar de tot, bă. Hai să mergem repede să distrugem așa tot, tot, tot. Asta e casa lui Mădălin. Salut, frate. Ai avut și tu casă dacă e? Uite așa și uite așa. Cred că e suficient. Hai să vedem cam ce se va întâmpla cu ăstea. Hai totuși să mai pun, uite așa. Și hai să vedem. A, ah, uite, mai era și pe aici. Bă, dar de ce dispare când bubuie? Eu nu înțeleg. Ok. au murit lamele, bă. Mamă, mamă. Aici nu mai ajuns, mă. Bă. Bubuie un pic și acolo. Mi-a rămas partea de sus a casei, bă. Alo? Așa. Bă, dar astea nu vor le pe nu le dau eu foc individual, mă. Ia să vă văd acum. Mai vreți acum? Mama că te explo... Uai, cât o căzut din aia. Mamă. S-au distrus și toate itemele, ok. O mai rămas multe și din casa lui, dacă e. O să intru cu forța pe aici. Pentru că vreau să mai pun un pic... Vre efectiv să distrug tot, tot, tot. Și așa are casă micuța. e destul de ușor. Vreau să ies, te rog, așa, să privesc cum bubuie casa. Pam, pam, pam. Au, că am căzut ent le da, a dat totul, Apuca să distrugă destul de bine. Oh, distrus tot. Bun. Aceasta a fost casa lui Mădălin. Încotru... A, pe astea nu le mai distrugem. Distrugem doar casele principale de la fiecare. Casa lui Nociv, bă. Mamă, au avut și Nociv casă, dacă e. Bă, dar case foarte mari și durează extrem de mult să distrugem tot. Oricum, la lumea asta o să dau delete după ce termin, deci... Ce a fost, a fost. Nu mai contează ce facem, ce nu facem. Opa. Mai mă, bă, dar prea multe chesturi prin zonă. Uite, așa să fim sigur că se duce tot. Pam pam, 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 Punem și în fața casei pe aici. Și sub piscină. Au luat nu în apă. Că nu bubuie. Hai mă, bă, sunt pe creative și nu sunt stare să mă joc Și mai avea și sub, stol, sub sol, stai să punem și la sub sol Sau am pus? Deja am uitat ce, a, am pus mă Pe atunci hai să, nu, dăm, dăm de deasupra Uite, așa fac Așa, și hai să vedem ce se întâmplă cu casa lui Noci, facem cacofonii Salut frate Sper să vadă episodul ăsta sincer Mamă, mama. Ok, tot așa, tot un pic din tavan. Eu, mamă, dar nu mai rămas nimic, deci foarte puțin din tavan. Și piscina, că nu aveam cum să-i mai bubui și piscina. Și scările, nu-i mai distrug scările. Bun, mai e o grămadă de construcții și nebunii, dar vreau să terminăm cât mai repede. Și de-aia zis că distrugem doar casele principale. Uite un beacon. Ia stai așa un pic. Uite un beacon, nu e un beacon. Arată prea bine ca să-l las așa, sincer. Mamă, ce se întâmplă? Oare o să bubuie blana? Nu, nu prea bubuie, sincer. A, nu prea bubuie deloc dacă e. Încă un TNT și praf se făcea. Bun, mergem și la sem asta e casa lui sem Pentru cine nu știe care e faza cu tărâmul minerilor, avem o grămadă de episoade pe canal. A fost o serie mirobolantă alături de mai mulți youtuberi, pe care vi și arată acum când le distrugem căsuțele. Uite, așa facem. Frumos, frumos. Nu o să mai distrug chiar totul, că durează prea mult. Nu mai așteptam să dureze chiar atât de mult, sincer. Uite, așa și așa. Tintiuri peste tot. Nu știu, probabil există metode mult mai ok să distrugi case, dar efectiv nu mai avem timp. Trebuie să ne, să ne descurcăm cât mai repede posibil. no, hai să dăm... Hopa! Hai să vedem ce se întâmplă de la un singur TNT. Nu cred că o să bubuie foarte tare casa lui. A, de loc ce pot să zic? A, doar complet aș putea spune. O, o a avut și el casa dacă e. Mamă, era fain să stăm o dată să distrugem tot, 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 nu așa. Bun, deci asta a fost casa lui Seim, a fost. Foarte bine zis a fost. Nu mai există. Să fie în bafta ei. Mergem la casa lui Cristi acum, Cristi Ro. Hai de frate, să rămești tu fără casă un picuț așa. Mama, dar parcă se pun prea greu TNT-urile astea jur. Pam, pam. Și gândiți-vă că mai erau construcții, ca după cum v-am zis... Aulu! N-am făcut ce trebuie. Uite diamantele. Mama, mama, mama ce am făcut la casa asta din greșeală, bă. Deci tu mi-am spart-o din greșeală, nu pot să cred. Asta e viața. Continuăm un pic. A fost și mai ușor de spart aici, sincer. Acoperișul ăsta mai trebuie spart. Ia uite cum pică. Hai mă, tu nu vrei? Ăstea două mai cu fițe, bă. Dar nu pun eu și pe acoperiș? Ba da, pun cum să nu pun. Așa, bun. Haide, de zbor și tu puțin acoperiș. Uite și ăstea. Da, deci casa este rip, îmi pare rău. Mai mă, asta nu vreau, asta e mai cu moț. Tocmai ultima. Uite cum o a sorit. Și te dus, da. s au dus și casa lui Cristi. Aici este casa lui Gami. Mamă, altă casă foarte mare. Uuu, am uitat că putem da foc, bă. Că sunt casele toate din lemn, bine aproape. Uite, la casa asta era numai bine să dăm foc. Numai că acum probabil o să cam bubuie TNT-urile din cauza la foc. Așa că trebuie să ne cam grăbim. O să mai fac eu loc așa cu forța, că trebuie să pun repede, repede, repede. Mergem și pe jos. altă viață, mă, mă, parcă mă mișc mai bine. parcă mă mișc altcumva. Mamă, dar are casă gigantică. Uite că și pe jos mai are. În fine, cred că este suficient. Hai să căutăm ieșirea. Ne ducem sus, bineînțeles. A, uite că o bubuit! Am înțeles. Mamă, exact când am terminat o bubuit. Uh, cum a zburat de envil Mamă, cât de repede. Asta o bubuit cel mai repede. Uite cum a zburat un envil. Nu știam că se poate oaie. Ok, am mai aflat ceva. De ce envilul zboară dacă pui un TNT peste el. Foarte tare. Bun, nu știu dacă am mai ratat vreo casă, sincer, mai fi Sami care nu cred că are o casă, în schimb are chestia asta. Și sunt mulți săteni aici, vom face un... Nu mai zic ce facem, doar ne, ne uităm. Haide. Haide mă, așa. Asta e viața, îmi pare rău pentru voi. Nu mai rămas nimic, bă. Bun, cred că astea au fost casele. E posibil să mai ratăm ceva, dar... Cred că mai bine trecem la următoarea, următoarea lume. Deja știți cum e treaba pe aici, pe tărâmul minerilor. Cum a fost treaba mai exact, pentru că este rip. Următoarea lume a fost o încercare eșuată de a face nouă serie, sincer. Am început eu aici să fac un bloc. Am muncit o grămadă să fac doar fațada blocului. Am făcut și niște drumuleți pe aici. Eram cazat acolo într-un sat. O să vă arăt acum și satul. Cred că foarte puțin oameni știu lumea asta. n am mai continuat, din păcate, nu știu de ce, de lene, sincer. Mi s-a prea greu să fac aia și am cam renunțat. Bun, asta e satul în care m-am cazat eu. Și cam asta e casa prin care dormeam eu, că uite că avem și plin de furnale pe aici. Așa că o să mergem direct aici. Pam, pam, pam. Trebuie să rezolvăm puțin cu casa asta înainte de a ne muta la acea fațadă de bloc. Dacă am asta a fost casa, îmi pare rău sătenilor, îmi pare rău de tine sătulețule. Trebuie să mai rezolvăm ceva și pe aici, sincer. Hai să vedem. Se rezolvă sau nu? Uite așa, așa se rezolvă treburile la noi. Așa facem un pandalin curat, mai. Olo. Bun, o rămas un tine -tine nebubuit, nici nu să-l mai bubuim. Și acum mergem aici. Sincer, de lumea asta chiar am vrut să scap de mult. Mă tot gândeam, bă, să mai continui, să nu mai continui. Și până la urmă am zis că nu are sens să mai continui, că e prea greu și nu merită. Și așa am tot făcut multe lumi de genul ăsta, deci mai bine nu. Punem și pe aici câte timp un tiuri cuprinde. Să, fie, să bubuie praf să se facă. Uite și pe aici. Și pe aici, pam, pam, pam. Nu știu cât de bine o să bubuie, dar încercăm. Noi ne încercăm norocul. Oul dar cât m-am dus? Gândiți-vă că tot ce am făcut aici e pe survival făcut. Pe live-uri, din câte țin minte. Nici eu nu mai țin minte în panda mea, așa mai aminte și eu și îmi place, sincer. Na, păi eu cred că am pus suficiente încât să se facă dezastru și o să începem... Hai să începem din partea asta, la alta, gen ca un fitil. Hai să vedem ce se va întâmpla. Cum arată? Olu, așa, du mai cu talent, mai cu talent. Cum m să fac și drumul ăsta, bă, ca să ce? Uite cum rămâne marginea. Rămâne stone-ul și se bubuie doar drumul, ce tare. uite că rest nici nu bubuie. M așteptam să arate atât de bine chestia asta. Jur că e satisfăcător, dar ultima de ce nu bubui, serios? Uh, și acum trebuie să facem ceva de genul ăsta și așa. Bun. Sperăm că o să și funcționeze. Haide, mai de bubuți cum trebuie. La fix, la fix, mai cade una, mai urcă una. Bă, eu sper că mă și aud cât de că pe episod, că e dezastru cum se aud TNT-urile astea. <laughs> să vedem că sus nu bubuit. Cum a rămas, bă, parcă mi milă, bă, de cât am muncit pe unele lumi. Să le fac praf. Da, uite, aici a mai rămas ceva. Dar asta este, o să șterg lumea în următoarele secunde. Îmi pare rău lume. Pe lumea asta din nou nu am apucat să fac mare lucru, deși totuși am avut niște armurică, niște enchanturi, eficiență 3 am reușit să fac destul de repede. Pentru că aici am vrut sincer să merg repede, repede la dragon să-l bat, dar nu a fost să fie, îmi pare rău. Trebuie să oprim această lume. Pentru cine nu știe, lumea asta a fost făcută pe canalul secundar. Uh, Flint and Steel. Da, este singura lume de pe canalul secundar, dacă nu mă încel. Așa că trecem direct la treabă. Și probabil că v-ați dat seama, deci lumile pe care nu o să le vedeți în acest episod, înseamnă că le vom continua. Dacă știți pe ce lume ne-am jucat, e foarte bine, înseamnă că știți ce urmează să mai facem. Bun, pentru că aș vrea sincer să le cam continui pe toate cât de curând, adică să mai fac așa câte un episod din fiecare. Că de ce nu dacă da? Cam asta e căsuța noastră, e varză, efectiv în bătaia de joc am făcut. O să se termine super repede chinul aici Hai, de ce fai arată așa? Uau, am avut și căței Bine zis, am avut Nici nu l-am văzut Și am a rămas aici unul pe care vreau să-l explodez Baia bubuie sau nu bubuie? Nu bubuie, bă? Mama, asta nu bubuie, bine de știut Și aceasta este ultima lume la care renunțăm Aici deja am distrus-o gen când mă jucam pe această serie Am distrus să fac rost de lemn pentru că Țin minte că mă bătea în continuu o vrăjitoare de nu mai puteam evada de pe insulica asta. Mi-am făcut un drum frumos și am aici o căsuță, la fel de nașpa ca înainte. <laughs> o căsuță din cobalt în care am totuși ceva. Uite, l-am pe Tom și mai am o pisică fără nume. Este singura serie de Minecraft în 20 pe care o avem, dar uite câte chestii tare avem. Uite, am trident, 33 de diamante. Mamă, mi și milă. Singura serie de Minecraft pe Windows 10, în care efectiv am jucat pe survival. De obicei aici jucăm numai moduri sau mai știu eu ce nebunii. Dar va fi rip și această căsuță din păcate. Îmi pare rău, băi, îmi pare rău, dar trebuie să facem asta. O să fac și un flint în stil. Și aș vrea să fac totul să fie frumos. Și să se ducă, uite, așa, un traseu. Bă, dar hai de mă, o dată. Mamă, nu pot să țin mouse-ul apăsat ca pe celălalt la Minecraft, mă nebunește, jur. Bun, până aici momentan, că de aici nu cred că o să mai meargă, dar vreau să distrug neapărat și chestia asta, de asta am venit până aici. Dacă tot distrugem, distrugem tot. Deci fiți pe fază pentru că ce nu ați văzut aici, ce nu am distrus astăzi, înseamnă că o să mă mai joc. Bun. Hai să vedem cum va reacționa căsuța noastră. Bă, Destul de slăbus pentru că e cobal, abia acum i-am dat și seama Au murit pisicile Da, cobalul ăsta se distruge mai greu, dar asta e viața Deci am avut... Au Cea mai rezistentă casă, ce știți voi? Haide, du-te, du-te la drum Bun, 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 la foc Au luat zburat Nu cred că o să bubuie toate cu aici, zboară sau? Ba da, ba da, ba da Bun, și acum îi dăm și la asta și cam asta cred că a fost episodul. Haide mă, mai cu talent, hai că știu că poți. Du-te, du-te, așa, așa, doi tare, bun. Băi, că, mamă, câtă groapă am făcut. Cam asta a fost episodul, am distrus toate seriile pe care le-am abandonat și nu m-am mai jucat. Deci în momentul de față mai avem doar serii care sunt active sau dacă au fost un pic cam inactive vor reveni pe canal. Vă mulțumesc super mult pentru vizionare, mă uit la soare. Nu uitați de un like, share și un subscribe și noi ne revăzim data viitoare. Pa, pa!